Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim de obicei despre parfumuri. Și dacă reveniți pe acest canal, dacă vă place contentul pe care eu îl fac, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Înainte să ieșiți de pe clipul acesta, să lăsați un like și să împărtășiți și cu prietenii voștri dacă aveți iubitori de parfumuri, dacă doriți treaba asta. Și vreau să vă mai spun și faptul că nu sunt o expertă, sunt doar o iubitoare de parfumuri și îmi place să descoper mereu parfumuri noi, îmi place să le analizez, îmi place să vă povestesc vouă despre ele. Ei bine, vorbim astăzi despre 10 parfumuri de vară. Voi ați vrut să vedeți parfumuri de vară și iată-mă astăzi cu 10 parfumuri de vară de nișă. Deci, cumva clipul acesta face parte dintr-o serie, vom vorbi și despre parfumuri accesibile și despre parfumuri de designer. Știți voi cum fac eu de obicei. Și am ales eu top 10 parfumuri de vară, parfumuri pe care de-abia aștept să le port, pentru că sunt câteva dintre ele pe care au intrat recent în colecția mea și îmi plac atât de mult. În căutările mele mereu găsesc parfumuri care mă dau pe spate și, nu știu, întotdeauna găsesc alte și alte parfumuri din ce în ce mai pe gustul meu, din ce în ce mai puternice, din ce în ce mai persistente. Cred că este vorba un pic și despre experiență, pentru că cam așa capeți experiență testând parfumuri și cumpărând parfumuri și blind și mai puțin blind, să zic așa. Înțelegeți voi ce vreau să zic. Haideți să trecem la parfumuri. O să încep cu unul cu care v-am tot bătut la cap și în continuare vă bat la cap pentru că este foarte frumos. Este vorba despre Ananda Dolce de la Micalef, un parfum, o piersicuță dulce acrișoară, suculentă, plăcută. Bine, nu este doar o simplă piersicuță, el are și migdale, are și floare de migdal, este așa foarte romantic, este fructat, este elegant, simplu și sofisticat totodată, aș putea să spun. Foarte frumos este parfumul acesta, chiar vă recomand să îl încercați. Este și un parfum dulce, dar are piersicuța asta acrișoară care nu-i dă voie să fie prea dulce. Mi se pare că are așa un miros natural și plăcut. Foarte frumos, foarte, foarte frumos. Sticluța este o bijuterie, cu siguranță. Toate sticluțele de la Micalef sunt așa și sunt superbe. Trecem mai departe tot la un parfum de la Micalef, asta ca să vedeți cât de mult îmi place casa aceasta. Am vrut să aleg pentru clipul acesta dintre Ananda și Ananda Dolce, dar am zis că nu v-ar deranja să vin și cu o variantă ceva mai florală, pentru că Ananda Dolce este mai dulce, mai fructat, dar Ananda este mai floral. Este o combinație de fructe și flori, dar mai light, mai diafan, mai matur, aș putea să spun, da. Este ceva mai matur acesta și pe el îl văd la fel, un parfum versatil, ca și pe Ananda Dolce, doar că parcă tot cred eu că pentru mine este mai potrivit primăvara și vara. Este un parfum ușor și foarte frumos pe care vi-l recomand, dar testați. Asta este recomandarea mea pentru orice parfum. Testați înainte. Haideți să vorbim și despre minunatul acesta care este perfect pentru vara. Este foarte frumos, este vibrant, este vesel, este fructat, gurmand, are un iz tropical. Și miroase cumva a gumă de mestecat. M-am tot gândit cu ce seamănă parfumul acesta, ceva ce eu am mâncat în copilărie, ori gumă turbo, ori ceva cu guava, nu știu, are o aromă care îmi place. Îmi place parfumul, este și feminin totodată, veselie într-o sticluță. E perfect pentru vară, perfect, perfect. E foarte frumos acesta. Următorul parfum a fost obsesie pentru mine la vremea lui și este vorba despre Coco Vanille.
Cred că anul acesta am alte obsesii, pentru că am descoperit și alte parfumuri, dar în continuare o să mă bucur de Coco Vanille și în continuare îmi place cum miroase parfumul acesta. Nici nu l-am mai mirosit. Cred că pentru unii poate să devină destul de greu parfumul sau nu cred că este suportat de persoanele care nu iubesc parfumurile atât de dulci vara. V-aș recomanda să testați mai degrabă Holiday, care este varianta mai proaspătă a lui Coco Vanille. Mie îmi place. Eu îl port fără probleme vara, mă bucur de el, mi se pare destul de aerisit, chiar dacă este atât de dulce. Și este vorba despre o combinație de cocos, flori tropicale, vanilie și un strop de loțiune de plajă. Îmi place, ce să zic, o să-l port cu mare plăcere la vară. I Don't Need a Prince by My Side to Be a Princess este un alt parfum dulce de care o să mă bucur și vara. Spun asta pentru că unele dintre aceste parfumuri sunt potrivite tot anul sau primăvara și vara. Acesta este unul dintre parfumurile versatile pe care poți să-l porți oricând ai chef. Și este un parfum dulce, este o vanilie cu bezele în bază, deci devine destul de dulce, dar ceaiul, ghimbirul, fructele suculente, citricele nu îi dau voie să devină greu sau intoxicant prea dulce. Da, o să-l port și pe el cu mare plăcere. Un alt parfum pe care vi-l recomand pentru vară este acest Gritty Tutu. Este foarte frumos. Este ca un norișor pufos și roz, ca un milkshake cu zmeură, cu lapte, cu cocos. Deci este minunat parfumul acesta și l-am tot inclus în clipurile mele pentru că îl văd destul de versatil. Adică eu îl port tot anul, îl văd foarte potrivit și vara pentru că este dulce dar și fructat, dar nu este prea dulce. Este așa un norișor pufos și dulce și fructat și cremos. Îl ador. Haideți să trecem și la câteva obsesii. Kirche. Îl ador, este parfumul acela puternic și gălăgios. Un parfum fructat, dulce, moscat, vibrant, gălăgios, persistent, când vă spun persistent, păi este persistent. Are o piersică foarte suculentă, care îmi place foarte mult și fructul pasiunii, deci are așa un vibe exotic, foarte, foarte plăcut. Obsesie. Rosendo Matteo 6 a intrat recent în colecția mea, dar l-am inclus pentru că l-am purtat, l-am testat, am avut decanturi, m-am bucurat de el și a trebuit să vină în colecția mea. Este un parfum care are ceva în comun cu Kirche și cu Rosendo, cu Erba Pura. Deci are ceva în comun cu Erba Pura, cu Kirche, dar nu are aroma aceasta tropicală cum are Kirche. În schimb are aroma aceea fructată cum are Erba Pura. Deci mi se pare că mai mult are ceva în comun cu Erba Pura, pe care eu nu l-am în colecție, dar îmi place și acela. Ei bine, Rosendo Matteo 6 este varianta mai sexy, mai densă, mai elegantă a acestor parfumuri cum este Kirche sau Erba Pura. Mi se pare o variantă ceva mai versatilă, mai dulce, dar la fel nu este nici el atât de dulce încât să nu fie purtat vara. O să-l port pentru că mi l-am dorit foarte mult în colecție și îmi place foarte, foarte mult. Haideți să vă arăt și parfumul meu de luat în buzunar când merg la mare. Asta pentru că nu este cel mai persistent parfum, dar îmi place că este delicat și relaxant și are așa puțin din toate. Este puțin aromatic, este puțin citric, puțin sărat și moscat. Îmi place, îmi dă o stare super, super bună, mă relaxează și parfumul acesta zic eu că nu o să-mi lipsească din colecție. Asta zic eu. Trebuie neapărat să îmi iau o sticluță pentru că îmi place mult. Asta să văd după ce o să consum parfumul acesta, pentru că v-am zis că este parfumul meu de mers la mare. Am avut și o variantă mică pe care am consumat-o. O să văd cum mă înțeleg anul acesta cu el și dacă este cazul să iau încă o sticluță după ce termin ce mai am aici
este de ajuns pentru că am multe parfumuri în colecție, mai am și parfumuri sărate, dar acesta este cel mai, dintre parfumurile mele sărate, zic eu că este și cel mai simplu, dar și cel mai echilibrat, proaspăt, ușor, așa de zi cu zi, îmi place foarte mult. Place. Și pe el, ultimul parfum despre care vorbim astăzi este un parfum tot așa intrat recent în colecție, un parfum pe care va trebui să-l descoper vara, ceva mai deosebit dacă sunteți în căutarea unui parfum altfel decât ce ați testat sau ați folosit până acum, Sex and the Sea Neroli sau Sex and the Sea de la Francesca Bianchi. Atunci când am testat parfumurile de la Francesca Bianchi, am zis că Sex and the Sea este preferatul meu. V-am zis și eu atunci că Neroli, am simțit doar Neroli din deschidere, apoi n-am mai fost atentă, deci nu știam prea multe. Dar seamănă destul de bine cu Sex and the Sea, doar că are Neroli în deschidere și este foarte frumos oricum. E minunat, este o altă obsesie, este un parfum puternic, foarte puternic, este cu adevărat extract de parfum și are așa un vibe fructat, parcă miroase ananas, dar oricum este mai greu de descris, este un parfum complex pe care vi-l recomand cu tot dragul să-l testați dacă sunteți în căutarea unui parfum altfel. Este foarte frumos și clar este un must have din punctul meu de vedere, dacă vreți și un parfum care să persiste vara. Da. Cam acestea au fost parfumurile din clipul acesta, top 10 parfumuri de nișă. O să revin și cu parfumuri de designer și cu parfumuri accesibile, parfumuri arabești sau de vedetă. Sper că v-a plăcut clipul acesta. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, alăturați-vă dacă doriți să vedeți și alte clipuri, clipuri suplimentare. O să revin, v-am zis, o să mă organizez și o să revin și cu aceste clipuri pentru că a fost o perioadă mai încărcată pentru mine și pentru toată lumea. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi, dacă vreți măcar top 3 parfumuri de vară de nișă pe care mi le recomandați voi, lăsați-mi-le acolo în comentarii pentru că sunt foarte curioasă să văd ce purtați voi, ce vă doriți să purtați și ce recomandări aveți pentru mine. V-am pupat! Ne vedem în curând! Pa, pa!